Ieri, la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, a avut loc un eveniment important pentru viața culturală, dar și jurnalistică din județ. Este vorba despre lansarea volumului Cartea Exasperării mele, 15 ani la Cotidianul, de Cornel Nistorescu. Volum în care sunt cuprinse editoriale scrise și publicate de Cornel Nistorescu și în care îi caracterizează pe cei care au intrat cu bocancii în viața noastră. Hunădorean la origini, Cornel Nistorescu a decis că este timpul unei schimbări și în viața civică a hunedorenilor, iar primul pas a fost crearea publicației online Cotidianul de Hunedoara. Despre volumul Cartea Exasperării mele, 15 ani la Cotidianul, au vorbit jurnaliștii de la Cotidianul de Hunedoara, cei care în ultimele luni au colaborat îndeaproape cu Nistorescu, dar și prieteni de-o viață. Cu punct și virgulă, cu subiect și predicat, autorul nici nu grăbește pe cei care uneori am intrat cu bocancii în libertatea noastră. Îi izogrevește foarte bine în această frescă, pe Băsești, pe Iohaniș, pe Ionești, pe Popești, pe Șoșoci, pe toți pe care îi simțim zi de zi. Departe de Cornel Nistorescu de a instiga la revoltă, să spunem așa, dar citind cartea domniei sale, nu se poate să nu ne revoltăm. Din păcate, astăzi, când presa, în majoritatea ei covârșitoare, și-a amanetat puterea, Cornel Nistorescu și-a permis libertatea, o libertate care, de fapt, a devenit lux în această perioadă, de a avea propriile păreri și propriile judecăți. Cartea Exasperării sale este, de fapt, cartea disperării noastre, a unui întreg popor. Cartea Exasperării scrisă de Cornel Nistorescu are ceva și din seamătul personalităților care frecventează acest ziar. Nu o spunem numai noi. La nivel național, Cotidianul a reușit să mobilizeze oameni cărora le pasă de ceea ce se întâmplă în România. Cotidianul de Hunedoara este o replică la scară județeană a ediției centrale. Hunedoreanul Cornel Nistorescu este singurul jurnalist care a emoționat întreaga lume printr-un editorial, Cântarea Americii, text pe care americanii îl țin la loc de cinste lângă Declarația de Independență. Un text despre patriotism, despre solidaritate umană, despre libertatea spiritului care face minuni, sentimente și trăiri care ar trebui să reînvie și pe plaiurile noastre. Două somități pe care, sincer să fiu, îmi pare rău că nu se vorbește. De Liviu Lătărescu, vedeți, domeniul în care era activat pictura, mai puțin de lume se pricepe. Dar de Cornel Nistorescu, care este o somitate în domeniu și nu de Grilinski bine amintit articolul lui, este păstrat bine în America. La noi, unii nu le cunosc, unii nu le cunosc, unii îl fericită și mulți îl înjură. Fiindcă el, așa cum s-a spus, întotdeauna a avut opiniile lui. Deci, luați această carte ca pe o depoziție personală în timp, va fi undeva în biblioteci și cineva reconstitui sau va încerca să înțeleagă perioada asta, va găsi în ea probe. Că au fost oameni care au știut și care au zis că s-a întâmplat sau că nu s-a întâmplat, că au fost luate niște măsuri sau nu. Vom trăi și vom vedea. Vă mulțumesc tare mult. Nu. S-a atâta de făcut în viața noastră încât să vă mai spun eu povești de om care trăiește povestind și trăiește scriind, nu văd sensul. Oricum, eu scriu mai departe, ne revedem pe Cotidianul de Hunedoara. Aș vrea foarte mult, pentru că e datoria mea față de județul Hunedoara, aș vrea să facem ceva, să mișcăm un pic mai repede, mai tare, mai vizibil, mai sănătos, mai cu amvergură. Viața publică, nu viața economică, nu.
Dar viața publică în județul Hunedoara, aș vrea să mai punem la cale evenimente, întâmplări, dezvoltări, lucruri care să dea sens. Știți că am venit într-o sâmbătă, nu știu cum am ajuns la Deva într-o sâmbătă, dacă trăgeam cu pușca pe aici, pe stradă, de la, chiar în fața casei de cultură, până bulevardul cât se duce spre cetate, pe cuvântul meu de onoare că n-am văzut niciun om. Este un centru de județ, o reședință de județ, unde sâmbătă și duminică oamenii ar trebui nu doar să meargă la restaurante sau să meargă la țară, ci să se reunească pentru alte chestiuni decât cele care țin de jobul lor și de viața diurnă. Adică, eu cred că ar trebui reinstaurate momentele de bucurie în orașul Deva, sau de plăcere, de bucurie spirituală. Ăsta a fost unul din gândurile cu care am făcut cotidianul de Hunedoara, în speranța că atunci când mă retrag aici la Deva, voi avea de lucru și aici acasă și pot să las în pace Bucureștiul să-și ducă singur destinele. Mulțumesc tare frumos că sunteți aici! La întâlnirea cu autorul volumului Cartea Exasperării mele, 15 ani la cotidianul, au dat curs invitației reprezentanții instituțiilor locale, județene, din mediul politic, dar și simpatizanți. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de autografe.